clipul de astăzi vom face fete versus băieți la un second hand. Ce înseamnă asta? Adică fetele o să ne îmbrace pe noi băieții, iar noi băieții vom îmbrăca fetele. Și echipa care câștigă, adică dacă fetele au un outfit mai tare, câștigăm băieții. Dacă băieții au un outfit mai tare, câștigă fetele. Vor primi 1000 de lei. Mă rog, aici sunt 11 milioane, nu sunt doar 10, pentru că ne-am permis să mai punem un milion. În echipa fetelor le avem pe gemenele Ioana și Maria, iar în echipa băieților voi fi eu și David. Sper să reușim să facem ceva. Lăsați în secțiunea de comentarii un pronostic cu cine credeți că o să câștige. Și la finalul clipului veți vedea poze cu ce a făcut câștigătorul cu banii. Nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like și hai să-i dăm drumul cu outfiturile. O să decidem amândouă cum să îi îmbrăcăm pe băieți. Vrei să fie ceva de vară sau ceva mai sporty, depinde. Vrei să le alegem o anumită culoare sau de pantaloni? Ce găsisem la un moment dat, parcă ce asta? Nu vrei să profiți ceva cu ea? Să vedem și cu un ceva tricou, dacă ar veni. Deocamdată nu asta rămâne, dar ne uităm. Ia să vedem, direct? Bă, Davide. Da, ne apucăm direct. Fii atent, eu caut întâi tricou. Bă, fii atent, hai să ne facem ușor. O îmbraci tu pe Maria și o îmbrac eu pe Ioana? Gata. Perfect. Trebuie să găsim ceva, nu știu, ar trebui să facem... Asta i-aș pune ori lui David, ori lui Robi, depinde care ar veni, dar să găsim ce pantalon să meargă cu ea. Stai din gură. Bine, de fapt, poate mai degrabă. Asta cred că e prea mică. Asta vine pe noi. Ok, deci nu. Pică. Ești prost, e cât ia tot treci căutul ăsta. Parcă treci se cheamă. Te îmbrăcăm un roz sau un... Uite cu asta așa. Nu, nu Robi. Bine, da. Și pe David și... cu roșu. Ceva de gen. Sau? Tot așa un roz, un ceva. Da. Uite, o de asta așa. A, perfect. Ia uite. Și mărimea lor. Bă, vrei să le îmbrăcăm Peaky Blinders? Păi aia încerc. Ajungi la ăla. Ha. Hai că-ți fac. Scară. Dai mă că cred că avem... Dai mă că-ți fac scăriță. Ești bou, vrei să picăm peste hainele astea, să nu dărâm picăm, peste... Nu picăm, nu picăm. Dă-i mai din față, că pic pe spate așa. Hai, să ține asta. Hai mă, da, eu. Iau, mergi! Și că nu suntem gemene și facem în același timp... Greu e, greu. O fi bătut în cui? O fi tablou? Nu, da, ajung eu. Ce prost ești. Mi-am luat la dinte. Hai, lasă-mă, gata, că trebuie să mă duc să-i caut Ioanei. Bă, eu pe ea aș vedea o îmbrăcată, roz, în albastru, în negru. Ce-ai făcut, băi, data la jos? E-he. Cum l-ai luat? Am făcut ca, știi, când scutur covorul, așa am făcut și cu asta. Bravo. Ia, stai că mă... Câștigă. Puțin. Zero. Și la mine câștigă. Cred că ăia... Da, bine, vine un pic. Să mor, ce frumos o să o îmbrac. Dar asta cred că e un pic mare de ea. Da, o iau. Merge. Asta și cu ăla roz de era de mai devreme. Da. Bun, deci am găsit momentan asta cu Yamaha Racing. Păi Ioana o îmbrac așa mai sporty un pic. Și ei o să iau niște bluși cum mi-a luat ea mie. Acolo pentru cine faci tu? Sau vrei să decidem la final pentru cine care cum? Ah, să nu știu. Nu. Oare să iau o geacă de asta de bluși? S-ar putea să iau una din astea, dar depinde ce tricou îi găsești și ce pantalon. Eu mă gândeam să iau tot așa, ori pantalon cu vestă, dar aș vrea să găsesc cumva un tricou, dar nu știu sigur. Ce merge mă cu ăla, mâncați și gura ta, că nu... Ia uite, a picat exact ce-mi trebuia. De ce e mărimea la bluziță în mărim de blugi? E 38. Ce înseamnă 38? Aproape 40, dar un pic mai puțin. Bă, unde-s mă blugii de femei? Care-s... O merge? Ar merge poate mișto. Ceva alb, depinde alb, ce are aș vrea, în picioare. Dar, ai putea ceva alb, da. Sau ceva... Cred că pot să-l iau pe... Lăsăm un tricou pe aici, uite ăsta, care cu verde, cred că, în picioare. Și asta ar fi o idee. Să fie full negru outfit? Probabil. Ai putea să păstrezi așa o idee și poți să mă ajuți pe mine să mai caut. Chiar să o păstrezi așa? Da. Și eu să caut pentru una din astea două cu un tricou și ceva pantaloni. Că nu știu sigur care, că depinde ce găsesc. Să braci pe Maria în rozul ăsta nenorocit. Nu, eu o fac classy. Unde-s tricourile de femei? Când o fi ăsta ies, nu știu, că cred că vine pe mine. De ce nu găsesc tricouri de alea mici de fete? Să-i dau ăsta doar ca să aibă ceva sub. Nu mă, nu. Auzi, bă? Dacă găsești ceva bun pentru mine, te strig. Și eu pentru tine. Bă! Ia vezi. Păcat că e portocaliu și nu e alb tot. Mamă, o nebunesc când auzi ce-i fac. Blugi. Tricou negru sau alb, vrei? Nu știu dacă contează. Yeah. Probabil să iau și un tricou negru. O să-l fur și pe ăsta. Eu le las deocamdată peste două aici, că sunt destul de grele. O să-l iau. Uite, mai e încă unul. Ia vedeți aici. Bluză de Balenciaga, de aia, de Met Gala. În albastru nu l-aș îmbrăca, deși găsesc câteva albastre pe aici. Pune-i o cămașă dacă nu, e. Bă, cât de tare că sunteți gemene! Cum vă simțiți să fiți gemene? Băi, Mario, ia vino încoa. Cum se simte să fii geamă? Adică, zi-mi niște întrebări din astea pe care vi le pun foarte des oamenii. Dacă simțiți ce simte și cealaltă. Păi și simțiți ce simte și cealaltă? Gen, funcționează telepatia asta? Eu, din câte știu, funcționează așa telepatia. Da, practic funcționează telepatia, adică dacă ne vezi, vorbim la fel, vorbim în același timp, fredonăm aceeași melodie,
stați un pic că probează bluzii. N-ai zis să faci cu ăștia la outfit-ul tău elegant. Dă-mi mie. Băi, du-te bă de aici. Bă, tu știi ce bine vine ăștia aici. Ia vezi cum mai sunt aici. Zic cu telepatia. Pleacă bă, nu pui tu una. Și poate să zic că lumea are impresia că dacă ne strigă... Da, lumea are impresia că pe noi ne deranjează dacă, de exemplu, mă strigi Ioana sau... Uite, eu dacă mă strigi Ioana, eu îți răspund. Dacă mă strigi Maria, îți răspund. Dacă ne strigi pe amândouă, tot îți răspund. Hai că noi îi răspundem orice ar fi. Adică sunt multe chestii legate de gemeni pe care lumea încă ori nu le înțelege, ori nu le crede. Mm-hmm. Și telepatia, și cum se înțeleg gemenii, cum se... La noi e ciudat să te iei. Probabil s-au văzut deja și pe filmare că erau momente în care și Fredora în același timp s-au făcut amândouă. Da, pentru că ne gândeam. Bun, o să vedeți pe parcursul vlogului și vlogurilor mele, pentru că o să mai fac vloguri cu ele, ce înseamnă să fii geamă în telepatie și așa mai departe, ca să vă convingeți singur. Că dacă vă zic eu că ele vorbesc în același timp, voi poate nu mă credeți, așa că o să vedeți pe vloguri. Blugi! Că nu găsesc o dată blugi! Ok, întrebarea este acum, cu care merge mai bine, dacă ar fi să... Păi depinde și de blugi, ia. Yeah. Eventual... Mă arunc destul de greu cu această țintă. Păi dacă iau mai închiși, pot să iau și... Geaca la fel de închisă. Nu vrea să mă lase să văd dacă sunt bun blugi. Da, dar noi am venit la voi să vedem dacă sunt bune mărimile. Descurcați-vă. Păi da ce, ți-am zis eu ceva? Doar am cumpărat. Spune-i. Păi să zicăm corect. Îmi surâți rău, nu i-aș vedea pe Ioana niciodată. Băi, nu-mi dau seama dacă blugi ăștia sunt bun de voi sau nu. Că voi aveți... Na. Cred că iau pe ăștia. Mulțumesc. Și ce geacă de blugi? Sau... Foarte bine. Ce e vrei să iau pe aia? Plantă vindecătoare. Crepă. Crezi că arată mai bine? Nu, că deschis de obicei merge mai bine. Stai că mă gândeam gen dacă îți fac și lui ceva asemănător. Ai zici că e voal. Ce? Dar cred că e șarfă, nu? Asta e șarfă, nu? Eu am terminat outfit-ul. Am un outfit foarte tare, o să vi-l arăt mai târziu, după ce-și termină și David outfit-ul. Ar mai fi o idee o asta, da. Cu vesta asta, cu hanorocul pe dedesubt, ca să le luăm cât de cât mecii, pentru că le-am luat veste. Li se potrivesc, zicem noi. Cred că, nu știu dacă o să iau la fel o bluză albă. Tu cu o bluză și eu pot să-i fac un hanorac. Ori mai există varianta de tricou, ceva de genul. Trebuie să vedem care arată mai bine. Și probabil cu o pereche de blugi, dar să ne mai decidem. David, vrei să te ajut să vin să dau cu părerea la tine? Eu sunt elegant un pic, ia uite. Da, tu ești elegant. Ia să vedem. Ia să văd de curiositate cum ar arăta. Aia făceam și eu. Deci, domne. Uite, ar veni așa, cred, ceva de genul, cu alb. Ori și cu tricou. Cred că la mine ar veni mai degrabă tricou. Tricou și mă gândeam la Robi, ori ăsta cred că e la ăsta poate e la Robi, stylul ăsta așa. Și stylul ăsta la David. Cred că merge la David. Cred că merge mai bine decât bluza. Uite și că e și mai larg. Și ori așa la Robi cu hanoracul și cu bluza scoasă, ori cu bluza pe dedesubt. Poate hanorac mai degrabă. Cred că mai bine la tricoul la fel. Uite cam așa ar veni. Da, mai bine. Și cred că îi se potrivește. Ah, tu îi pui și geantă? Păi da. Mamă, dacă găsesc o geantă tare, dar nu cred că găsesc geantă pentru outfitul ăsta. Ok, cred că o să-i schimb pe ăștia albaștri, dacă aș găsi cu unii negri. Așa am vrut și de la început, doar că nu găseam o mărime cât de cât de ok. Dar cred că până la urmă s-ar putea să iau pește așa. Și ținuta cumva să fie așa ca de final. Ce părere ai? Să știi că o să fie ca mecii, deci îi îmbrăcăm și la fel, ca să vadă cum e să fie îmbrăcat la fel. Și cred că putem să le arătăm outfiturile băieților. Da. Ce e asta? Cum adică? E outfit racer frumos, o să arate bine. BMW Efficient Dynamics. Taci mă, tu ai făcut old money. Bă, frumos și al tău, sincer. Bă, eu ăsta l-aș lua outfit de bun gen, l-aș purta pe bune serios. BMW. Păi și ce aveți acolo? Ia de-ndă, ăsta e al tău. Okay. Și astea sunt ale tale. Interesante. Nici culori. Nu pot să le țin în mână, dar... Culorile sunt unele pe care nu am vrut neapărat să le aleg așa. Aș fi preferat un tricou alb, dar ăla avea mai mult. Da, asta s-a nimerit, nu? Da. Okay. Ok, bănesc că trebuie să mergem să le probăm. Da. Vorbesc în același timp. A venit momentul să ne prezinte fetele outfiturile pe care ni le-au făcut. Amândouă am zis să fie cât de cât meci. Ok. Și avem vestă. Ok. O să aveți vestă, o să aveți ceva pe sub vestă. Iar, și da, pantalonii negri v-am ales la amândoi. Outfitul de la mine o să meargă către Robi. Și outfitul de la mine către David. Rămâne să vedem dacă vă place. Hai să le probăm. Ne îmbrăcăm amândoi în cabină? Nu, du-te tu, îmbracă-te tu primul și vedem și după aia vin și mă îmbrac și eu și e bine așa, hai du-te. Lipi blugi ăștia pe mine, zici că e cu super glue. Ride a highway, baby, for us. Păi Elena, să băgăm camera pe sus să le filmăm, nu fiți nebuni. Atât vă trebuie. Hai ca să vedem. Vezi că... Asta ești tu? Asta ești eu. Nu mică vestea de tine. Apleacă-te un pic în plugi ăștia. Păi nu pot, că face poc. Noi am intrat amândouă pentru că ne putem ajuta. Adică le-am dat de muncă. Le-am dat greu. Ce tare era aia de vele. Ce faci, mă, ești? Lidl! Cred că preferam mai largi. Oh, puțin. Că nu știu dacă pot să... Not bad. Care a zis U? La Ioana arată bine. Așa, așa, la Ioana arată bine. Este un pic mai greu să găsim la ei față de noi, pentru că
cam aici este toată partea în jur de fete și doar aici e de băieți. Blugi, știu 100% că nu o să mă încapă. Ai luat blugi pe tine? Nu, stai! Că sunt dezbrăcat pe bune, sunt dezbrăcat. Vreau să vă întreb în comentarii ce părere aveți de haina aia de acolo, dar nu zici că e din Naruto. Care, mă? Aia, mă, uite aia de acolo. Aia roșie. Da, are două fermoare mâncate. Uite ce nasturi are. Zici că sunt alea, cum zice, bombane de alea de ciocolată. Ok, noi cred că suntem gata să ieșim, ieșim amândouă. Hai. Haideți, vă așteptăm. Băi! La prima vedere poate pare bine, dar acum să ne dăm noi cu părerea. Outfit-ul arată așa bine? Mie îmi plac ambele outfit-uri, sincer, și ăla și ăla. Băi, am o problemă foarte mare. Stai un pic. Nu, stai un pic. În caz dacă mărimile nu sunt bune, a fost foarte greu să găsim și ceva pe stilul lor cât de cât sau să semene și adică mărimile... la pantaloni, de exemplu, amândouă am vrut pantaloni negri. Și nu am găsit mărimi mai mari de atât. Adică și la veste sau tricou. Abia am găsit tricou negru, despre așa ceva. Că dar măcar am găsit, asta e partea bună. Voi probabil sunt haine de femei. Mie îmi place mai mult, sincer, cum arată ușor și fără, că pare mult arată mai bine. Mi-ar fi plăcut tricoul să fie altă culoare. Ce îmi place pentru cunoscători este că aici BMW și mie îmi place M4. Așa, la mine. Asta nu pot să o pun pentru că am părul creț și nu merge absolut deloc. Asta nu am nicio problemă cu ea. Noroc că am trenciu pentru că aici am un tutu drăguț, vorba vine, și arată cu părul meu superb din nou. Dar așa. Joacă în Bridgeton dacă știi serialul. Cred. Bun, a zis să ridic pantalonii cât de sus pot, nu? Ia cumperi și tu cu hanoracul. Nu sunt pregătit, stai un pic. Nu merge să-i ridic mai sus. Dar vezi că sus arată bine. Sus arată bine. Mulțumesc. Fac păreau că nici pe Ioana nu intră la este noi. Foarte dificil la ei. Sunt și înalți, au și brațe. Și cum să găsești mărimi la ei, da. Când, uite, cum pui așa ceva pe ei? Când asta vine pe noi și e la bărbați. Dar niște căblugești ăia nici pe tine nu veneau, Mario. Parcă pe tine vine un pic mai bine. Îmi place. Ce rocker suntem. Vreau să lăsați în secțiunea de comentarii ce părere aveți de outfiturile făcute de fete. Pantalonii. Bă, pantalonii îmi plac rău de tot, vin bine cu Jordanii. Merg. Vestuța îmi place. Ăsta e un pic amic de mine. Dar ținem cont că suntem într-un SH și nu găsim modelul ăsta pe 10 mărimi. Ai purtat așa ceva afară, David? Nu. Outfitul tău îmi place. Dacă aș da jos vesta, vesta nu-mi place. Sau aș purta așa? Stai, este car cu ea așa. Nu, mă, bă, nu. Astea-s bune. Așa, da. Vesta nu mă sparge. La mine ce nu-ți place? Arată bine că să... Simulează bine pe zici că e făcut exact pentru tine. Da. Pantalonii sunt un pic de nuntă. Mie mi se pare că pe fetele am diversificat foarte mult. Adică sunt două outfituri din două categorii foarte gen diferite. Dar îmi place maxim și outfitul ăla, dar și outfitul ăla. All Money Style și America Style. O bune, sincer, eu cred că noi am câștigat. Așa că probabil la finalul clipului o să vedeți poze cu... Păi stai un pic! Mărimile sunt mult mai ușor, da. Păi adică pe mine asta trebuie să o trag, dar uite cât de slăbuțe suntem noi și câte micuțe. La noi merg și haine de copii. Acum să vorbească gelozia. Și modelul contează. Și modelul, da. Păi da, mă, ce să fac? Ați avut voi mai mult ghinion, îmi pare rău. La final o să vedeți ce am făcut noi cu cei 1000 de lei. Dacă considerați că echipa fetelor a câștigat și că ne-au îmbrăcat ele mai frumos, o să le dăm și lor 1000 de lei după și în următorul clip o să pun poze cu ce au făcut ele cu acei 1000 de lei. Așa că voi o să decideți în secțiunea de comentarii cine câștigă cu adevărat. Abonați-vă, apăsați butonul de like și hai să facem mai repede 500.000 de abonați. Pa! Pa!